Prin harul Domnului, începând cu săptămâna trecută, am intrat într-o nouă tematică de studiu biblic și într-o primă lecție am vorbit despre o conștiință curată. Astăzi, prin ajutorul Domnului, în lecția a doua, va fi o altă întrebare pentru inimă. Ești sincer în comunicare? Pentru că limbajul, comunicarea în ansamblul ei, se situează în structura omului, în manifestarea ființei umane, foarte aproape de conștiință. Lucrurile pleacă din interiorul nostru și se revarsă spre în afară. Și sinceritatea în comunicare are de a face în mod absolut cu inima, pentru că spunea Domnul Hristos, Matei 12, din prisosul inimii vorbește gura. Și tot el spunea acolo că în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt. Așadar, este o întrebare pentru inima acum și va rămâne pentru veșnicie. Dumnezeu cel care a zis către Moise, cine a făcut gura omului? Și tot el a răspuns, oare nu eu, Domnul? Ne întreabă acum și ne va mai întreba încă o dată. Se spune că un medic de la țară, care nu avea multă aparatură când consulta pacienții, de fiecare dată punea și întrebarea aceasta, ia să-ți văd limba. Pentru că sunt anumite boli care se observă, cele ce țin de aparatul respirator sau sub alte aspecte. Vreau să privim într-o primă parte a lecției noastre la capacitatea și valoarea funcției de comunicare, adică să reperăm care este conturul acestui domeniu și apoi, într-o a doua parte, să vedem cât de sinceri trăim și care este transparența noastră în lumina Scripturilor, adevărului lui Dumnezeu. În ce privește formele de comunicare, la bază vorbim de comunicarea verbală, deși potrivit studiilor ea cuprinde doar o parte redusă din întreaga măsură a comunicării. Dar totul pleacă de la cuvântul spus. Comunicarea verbală are câteva funcții. De exemplu, avem funcția referențială. Când comunicăm, transmitem o informație. Vrem să spunem ceva. Există o funcție conativă, prin care emițătorul, cel care vorbește, vrea să accentueze anumite lucruri, să le imprime, are un interes în a le transmite. Există o altă funcție emotivă. Ceea ce spune nu poate să treacă decât prin însăși ființa sa. El se exprimă în ceea ce gândește, prin felul în care se prezintă atunci când vorbește. Avem de-a face și cu o funcție poetică. Omul va folosi limbajul propriu, stilul său, în a se exprima. Apoi, mai există și o funcție metalingvistică care are de-a face cu faptul că ceea ce spui poate fi explicat, luând în aspect și aspectele non-verbale, sau faptul că și cuvintele pot fi explicate prin dicționare. Mai există și o funcție fatică, ceea ce asigură controlul de transmiterea canalului de scurgere, de transmiterea informației. De asemenea, lângă cuvintele rostite, într-o predică, într-o discuție, într-o convorbire telefonică, contează foarte mult comunicarea non-verbală. Aici avem de-a face cu limbajul trupului. Vă rog să vă imaginați ce ați crede despre mine dacă aș sta așa înșezut pe ambon. Sau dacă m-ați vedea așa cu o mână de la haină dată jos, deschiat la patru nasturi. Felul în care un om stă când vorbește, poziția capului, gestica, poziția mâinilor, expresia feței, locul în care privește. În mod normal, două persoane când comunică, se privesc în ochi una pe cealaltă între 25 și
5% din timpul de comunicare. Este foarte importantă și lumina, de exemplu, mediul ambient, culorile. Mi-amintesc că am fost la evanghelizare la Secusigiu și s-a luat lumină. Ce să le spun la oameni? Cel mai bine a fost să predic despre lumină și întuneric. Pentru că era ceva ce putea să mă ajute prin mediul ambient. De exemplu, sunt importante uneori și simbolurile. Învățătorii folosesc pentru copii anumite imagini. Sau sunt alți indicatori în mediul din jurul nostru, în diferite domenii ale vieții. Aici trebuie să fim puțin atenți la diferențele culturale. De exemplu, noi când dăm din cap de sus în jos, spunem da. În Sri Lanka, de exemplu, da înseamnă de la dreapta la stânga și invers. Ceea ce la noi ar fi total invers. Arăta cu degetul, la noi este nepoliticos. În unele țări din Asia, e ceva foarte grav. În apus, de exemplu, asta nu este decât o simplă indicație. Așadar, pe lângă ceea ce spunem noi, contează faptul că omul recepționează numai prin auz, prin văz, prin toate celelalte simțuri. Și toate acestea contează în ce privește comunicarea. Mai există o a treia formă de comunicare în scris. Oamenii au fost obișnuiți să scrie, ceea ce a fost o transmitere clasică a informațiilor, la distanță sau pentru posteritate. Acum avem și mijloace moderne, telegraf, internet, dar și acestea trec tot prin inimă. Așa că nu se va putea cineva disculpa spunând, eu nu am vorbit, am scris. Copii, fie că vorbiți ceva frumos sau ceva urât, și apoi vă întreabă profesoara cine a spus și voi ba recunoașteți, ba nu recunoașteți, fie că a scris ceva pe ultima pagină din caiet și ați făcut o caricatură la profesoară, e tot acutat. Sau că ați transmis un mesaj la cineva prin care ați jignit sau ați învinovățit pe cineva. Vreau să vă arăt din Scripturi, dragii mei, că Dumnezeu însuși a folosit aceste trei forme de transmitere a mesajului. Și amintiți-vă de imaginea de pe Sinai. Dumnezeu a vorbit, spune Scriptura în Exod 20. De ce? Fiindcă transmițând prin cuvinte, știa că asta este foarte important. Dar nu s-a reținut la a transmite prin cuvinte, a creat și o imagine nouă verbală. Muntele era plin de fum, de flăcări și în un moment dat poporul s-a temut să nu mai fie manifestarea aceasta. Și Dumnezeu a știut și a zis, e bine așa ca să aibă teamă. Și ei trebuia să-și amintească de imaginea aceea. De aceea, când vorbim de lucrurile sfinte, trebuie să avem o poziție corespunzătoare, ca de altfel, în fiecare situație, pentru ca să fim demn de crezare. Dar vă rog să rețineți, Dumnezeu nu doar că a vorbit, l-a chemat pe Moise sus și a scris. Comunicarea are de-a face cu cuvintele, cu tot ceea ce ține de învelișul cuvintelor, de imaginea celui care vorbește, dar e foarte important și ceea ce se scrie. Vreau să observăm acum în continuare că în ceea ce vorbim avem de-a face cu sinceritate sau nesinceritate. Știți că omul de îndată ce a păcătuit, Adam și Eva, a încercat să se ascundă nu doar cu trupul, au încercat să se ascundă în cuvinte. Și când l-a întrebat Dumnezeu pe Adam, unde ești, cine ți-a spus că ești gol, voilà, imaginea prin cuvintele lui. De aceea, în mod deosebit, la tribunal trebuie să fie puse tare multe întrebări să se afle adevărul. Și permiteți-mi aici să dau un citat dintr-o lucrare de specialitate în privința aceasta. Sinceritatea sau nesinceritatea învinuitului, de exemplu, poate fi deprinsă din conținutul intrinsec al declarațiilor, precum și din raportarea acestor la celelalte mijloace de informare existente în cauză. Nesinceritatea poate fi pusă în evidență pe calea observării a comportamentului expresiv, mimic,
a reacțiilor involuntare, a gesturilor, a trăsăturilor, a coloritului feței, care au valoarea unor indicii ce dezvăluie încercările de inducere în eroare. Pe lângă aceste metode, ca să le spunem clasice, de apreciere a sincerității sau nesincerității declarațiilor învinuitului sau inculpatului, s-au adăugat în ultimele decenii unele psihofiziologice ce însoțesc emoția în stare de simulare. Este vorba de înregistrările pe cale obiectivă cu ajutorul unor aparate speciale de tip poligraf. Constituie indicatori fiziologici ai conduitei simulate ce pot fi puși în evidență cu ajutorul tehnicii poligraf, modificările cardiovasculare, în componentele sale, ritmul pulsului, creșterea tensiunii arteriale, modificări electrice în piele însoțite de o intensificare a activităților glandelor sudoripare, modificarea caracteristicii normale ale respirației, modificarea activităților electrice a scoarței cerebrale, în evidență toate aceste erori pot fi puse cu ajutorul electroencefalogramelor. Aceste reacții neurovegetative le corespund modificări ce țin de comportamentul aparent al emoției, de reacțiile exterioare ale organismului manifestate în limbajul vorbit sau cel gestual, în activitatea de mișcare a membrelor sau a corpului, în expresivitatea feței, manifestări supuse observației directe. Observați când omul minte, când nu-i sincer, prin câte locuri dă semnale. Dar dacă oamenii dispun de capacitatea de observare sau de aparatură care să evidențieze aceste lucruri ascunse, cât de gol și descoperit este totul în fața lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Se spune că într-un proces, un avocat a încercat o ultimă șansă și a spus: cea mai mare dovadă, cea mai puternică a faptului că inculpatul nu este vinovat de crimă va fi faptul că în următoarele minute în sala de ședințe va intra cel care voi spuneți că este decedat. Era dat dispărut. Și tot s-a uitat spre ușă. Evident că n-a intrat. Și avocatul continuă spunând: domnule judecător, nu te poți pronunța pentru că din moment ce te-ai uitat spre ușă înseamnă că ai dubii. Judecătorul spune, când a pronunțat sentința: domnule avocat, eu m-am uitat fiindcă în postura mea sunt dator să iau în calcul toate probele. Dar m-am uitat nu numai la ușă, m-am uitat și la inculpat. El nu s-a uitat spre ușă. El n-a putut să simuleze întru totul această scenă pe care dumneata a încercat să o aduci în fața noastră. Nesinceritatea se poate palpa sub direcții forme. Și totuși, prin nesinceritate se ascund multe, multe păcate, că de fapt oamenii de ce nu sunt sinceri? Vă citesc din Cartea Sfântă, Psalmul 12, versetele 1 și 2. Vin un ajutor, Doamne, că se duc oamenii evlavioși, pierd credincioși între fiii oamenilor. Oamenii spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută. Și tot din Scripturi și în aceeași idee, Proverbe 26, de la versetul 24. Cel ce urăște se preface cu buzele lui și înăuntru lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, căci șapte urăciuni sunt în inima lui. În mod special, clevetitorii nu sunt sinceri. Cineva s-a întâlnit cu un om și zice, fiindcă a văzut scena, te-ai întâlnit cu tare, ce mai faci? Gunoiul acela, zice. Și așa se face că s-a întâlnit cu cel din tâi. Și spune, hai, te rog, vreau eu să fac o analiză. Ce ai vorbit cu omul celălalt? M-a întrebat numai de bine și mi-a urat cele bune. Pentru că oamenii sunt atât de ciudați, ca să nu zic mai rău. Și când trec de la o persoană la alta, stând tare, sub ispita clevetirii, să spună lucruri rele și apoi să se scuze. Am aici un citat din Herodot. Mi s-a părut interesat, defăimarea este lucrul cel mai grozav. Prin ea,
Doi sunt care nedreptățesc, iar unul este nedreptățit. Într-adevăr, cel care de faimă face o nedreptate, întrucât învinuiește pe cel ce nu este de față. Iar celălalt săvârșește o nedreptate prin faptul că crede înainte de a cunoaște exact cum stau lucrurile. Iar cel care lipsește de la convorbire este nedreptățit, fiindcă de unul este bârfit, iar de celălalt e socotit rău. O altă ispită este cea a seducției imorale. Și să fie atenți tinerii, băieți sau fete de moravuri ușoare vor face declarații de dragoste cu sânge rece. Era bună de gură, scrie în Proverbe. Cerul gurii ei mai lunecos decât un de lemn, în Proverbe, capitolul 5, versetele 3 și 4, dar la urmă e amară ca pelinul și ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Amintiți-vă episodul din 2 Samuel 13. Amnon este îndrăgostit de Tamar. Stă de vorbă cu un altul la fel de șiret, sau mai șiret ca el, și acesta îi spune cum să procedeze. Vine tatăl tău la tine, îi spui că ești bolnav, că nu dorești decât o anume mâncare și tocmai Tamar să vină, dă pe toată lumea afară, observați câtă nesinceritate. Și când rămân cei doi și el îi spune ce vrea să facă, acum a devenit sincer, îi spune, da, se putea face o nuntă regească. Dar numai că acest păcat este camuflat de multă nesinceritate. Avem de-a face și cu multă înșelăciune materială, financiară. Mă spunea tocmai ieri cineva că unul care le-a spus că are o afacere de milioane vrea să facă cu ei niște tranzacții. Și erau trei. Și se gândeau, măi, dar un om care are așa venituri vine să trateze cu noi aici, trebuie să se ascundă ceva. Cât și frați de-ai noștri au fost înșelați, că vine cineva să-i ducă la lucru în altă parte. Chiar țin minte mai exact despre un caz, i-a dus pe vreo 40 și ei mai glumeau pe drum, sau alții spuneau ca oamenii naivi ce o să facă ei cu bani. Și el spunea, băi, voi trebuie să fiți pocăiți, băi. Și unul zice, măi, până muncim cu omul acesta, ne și instruiește. Atât l-au văzut, până i-a dus la primul hotel în Germania și fiecare a zburat mai departe sau s-a reîntors cu ce ajutoare și mijloace s-au găsit la îndemână. Să nu credeți tot ce scrie în reclame și în ceea ce oamenii vă îndeamnă. Vă aduc aici un verset, Cartea Profetului Mica, capitolul 6, citim chiar mai multe. De la versetul 10, mai sunt în casa celui rău comori nelegiuite și blestemata Efa mică? Versetul 12, pentru că bogații lui sunt plini de sâlnicie, locuitorul lui spun minciuni și limba lor este numai înșelătorii în gura lor. Observați, așa a fost atunci și situația din nefericire se repetă. Apoi, chiar în declarații pot oamenii să mint. Chiar la tribunal, așa cum vă spuneam. Jurământul strâmb. Sau alte și alte vinovății. Să ne amintim de Iacov, care știți cum s-a împachetat în blana iezilor și uneori din nefericire pot să contribuie și părinții la astfel de stări. Știți cât de obișnuită e vorba aceea? Du-te, spune-le că nu s-a acasă. Numai că mai sunt și copii sinceri care spun, tata mi-a zis să spun că nu e acasă. Am auzit despre un băiat care s-a hotărât să nu mai mintă, să fie sincer, a auzit o predică. Și când au venit rudenile de sărbători la ei și le-a dat cadou și l-au întrebat, dar ce mult cred că a căutat după el? Și copilul dintr-o dată zice, nu, mama a făcut curățenie și a zis că oricum nu mai trebuie. Vedeți ce ușor sunt prinși oamenii în atâtea și atâtea forme. Și să știți că de regulă o gură mare nu înseamnă sinceritate. Despre soția lui Potifar scrie că striga în gura mare. Câtă ipocrizie! De asemenea, să nu încercați să vă justificați, citesc din Proverbe, capitolul 26, versetul 19, să fim fățarnici și să spunem că de fapt a fost o glumă.
Hai și 18. Ca nebunul care aruncă săgeți aprinse și ucigătoare, așa este omul care înșală pe aproapele său și apoi zice, am vrut doar să glumesc. Nu se glumește mințind. Doamne, îndură-te de noi. Problema este că trăim într-o lume în care diplomația este tehnica cea mai obișnuită în comunicare. Începe campania electorală, în mod deosebit în lumea social-politică și în avocatură. Există fățărnicie din plin. Să ne amintim de Saul, cel care vorbea cu demnitarii săi, cum să-l arunce pe David în mâna filistenilor. Vorbiți-i că vreau să-mi fie ginere, că n-am pretenție la o zestre mare. Și când colo, el voia să-l omoară. Sau mă citesc un verset din cartea prorocului Daniel, capitolul 11. Am întâlnit un frate care spunea, și după Revoluție m-am dus de câteva ori la vot și când am văzut că toți mint, nu mai votez, frate, niciodată. Nu așa ceva cred că este bine, ci uneori trebuie să alegem răul cel mai mic sau cel puțin să ne dăm seama care este statutul și starea oamenilor din lume. 11:27, cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia, vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie. Asta se întâmplă foarte frecvent. Sau să amintim de Tertul, acel avocat să-l numesc din Fapte Apostolilor, capitolul 24, care s-a prezentat în fața dregătorului roman și după ce l-a măgulit în toate formele, el ca evreu n-avea nicio pasiune pentru colaborarea cu autoritățile romane. Dimpotrivă, dușmănie împreună cu colaboratorii săi. Dar așa se întâmplă în lumea aceasta. Dar hai să spunem că noi nu facem parte din cei care sunt implicați în politică și nu suntem avocați. Știți care e cea mai dură formă de nesinceritate? Cea care poartă titlul de iubire. Atunci când spui, pace frate, și tu ai declarat deja război. Atunci când spui cuiva, te iubesc, asta e cea mai dură situație. Amintiți-vă de două cazuri pentru care Iob s-a făcut vinovat și a atras blestemul pentru întreg neamul său. Îl apucă pe Amasa și zice, ești sănătos, frate. Și el știa că vrea să-l omoară. Îl cheamă pe Abner înapoi. 2 Samuel 3, 2 Samuel 20. Și îl omoară. Fără să-și dea seama. Celălalt de intenția lui. În ideea aceasta scrie tot în Mica, citesc din capitolul 7, și vă rog, păziți-vă de așa ceva. Versetul 2, s-a dus omul de bine din țară și nu mai este niciun om cinstit printre oameni. Toți stau la pândă ca să verse sânge, fiecare întinde o cursă fratelui său. Versetul 5, nu crede pe un prieten. Nu te încrede în ruda ta cea mai apropiată, păzește-ți ușa gurii de cea care-ți stă în brațe. Astea sunt situațiile oamenilor firești. Spunea Domnul că părinții se vor ridica împotriva copiilor, copiii împotriva părinților. Și într-o primă fază toate astea sunt sub formă de nesinceritate. Se spune despre un bătrân că nu mă auzea bine și nepoții toți plănuiau care să lea, să rămână ceva. Dar fără să știe ei și-a schimbat aparatul auditiv. Și spunea el, a trebuit să-mi schimb și testamentul. Că mi-am dat seama ce planuri făceau pe seama mea, fiindcă ei credeau că el nu aude. Dragii mei, chiar dacă n-aud oamenii și noi știm să mascăm, să simulăm ceea ce noi gândim, care și bine pentru noi, pentru egoismul nostru, Dumnezeu ne aude, slăvit să-i fie numele, și ne vede. Însă cea mai vinovată formă de nesinceritate e cea în care prorocul transmite un mesaj ce n-a venit de la Domnul sau predicatorul abate adevărul Scripturilor. Când s-a prezentat Mica în fața lui Ahab, știți ce i-a zis? De câte ori să te pun să jur că spui adevărul? Pentru că pe drum alții spuseseră, știi, i-au prorocit de bine, spune și tu așa. Aici mă gândesc la nefericitul Balam, care de mai multe ori a spus lui Balac, o vorbă n-a spune dacă nu-i de la Domnul, numai cuvintele care mi le pune el în gură. Și așa i-a spus îngerul pe drum când l-a întâlnit după incidentul cu măgărița. Și în urmă, a căzut în falsitate.
și s-a pierdut și a murit fără Dumnezeu. Să ne amintim aici de cuvintele Apostolului Pavel, care scrie în Fapte 20, a fost sincer cu ei și spune în 26 și 27 versete: de aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Să binecuvinteze Domnul toți slujitorii, să fie sinceri, să transmită un mesaj curat, să nu se uite la fața omului. Pe celălalt sens, de la noi la Dumnezeu, e o mare eroare să nu fii sincer când te rogi, să fii fariseu. Să minți pe un om al lui Dumnezeu, așa cum scrie în Împărați 14, că s-a dus nevasta lui Ahia, s-a îmbrăcat altfel, a dus cadou, dar Domnul îi spusese dinainte și îi zice prorocul: intră nevasta lui Roboam, pentru ce vrei să te dai drept alt? Am văzut și noi aceia așa la comitet, la ușa aceea. Unii intră sinceri, alții intră nesinceri. Frate, aceea a mărturisit. Nu, frate. Și sunt lucruri care se știu. Mi-amintesc că am fost odată cu frații la Izvin. Și au fost două vedenii în seara aia. Zice, la voi, la comitet, vor apărea două persoane. Un mielușel care parcă cădea pe picioare. E miel. Să vă ocupați de el. Și imediat după el a intrat o oaie mare. Și când a fost pusă la razele Duhului Sfânt, zice, în ea numai blana era de oaie. Era un șarpe mare încolăcit. Și așteptam oarecum curioși. La prima ședință de comitet, exact în ordinea în care a fost profețit, au intrat cei doi. Unul care a venit și a spus, frați, nu știu ce-i cu mine, nu știu dacă nu-s căzut din credință. Mielușelul se bâlbea. Și a intrat și oaia cu șarpele în ea, imediat după el. De asta este o mare eroare să vii înaintea Domnului să crezi că poți să rezolvi ceva, să fii așa ca Saul. Am păzit cuvântul Domnului și când îl ia Samuel la rost, dar ce se aude cu behăitul acesta, ce-i cu el? Apoi știi, poporul. Dragii mei, în fața lui Dumnezeu totul e gol și descoperit. Să fim cu inima curată, Doamne, ajută-ne! Atenție și la declarațiile ce le dăm sub diverse forme, la contractele ce le încheiem, ca nu cumva să fim nesinceri. Vă amintiți de gabaoniți, Iosua, capitolul 9? Au prezentat, au vorbit cu nesinceritate, s-au mascat mesajul, s-a descoperit, nu ține mult. Atenție, când cineva se căsătorește, semnează, după ce a dat o declarație verbală și multe altele în fața viitorului partener de viață, și apoi lucrurile se află. Așa se întâmplă și cu diferite contracte, așa se întâmplă cu ocazia tranzacționării unor mașini sau altor bunuri mobiliare sau imobiliare. Astea sunt nesincerități premeditate, care sunt mai vinovat. S-ar putea cineva așa să nu fie sincer de frică sau în adevăr de jumătate, așa ca Avram, când a zis că e soră, nu-i soră. Dar când este ceva cu premeditare, este cu atât mai grav. Am citit despre cazul unui rege, se spunea din Asia, că întrucât nu avea moștenitori naturali, a trebuit să dea tronul la o listă mai lungă de potențiali monarhi și le-a dat la toți câte o sămânță să o pună într-un ghiveci. Și la vremea potrivită să fie examinate florile și cel care a îngrijit mai bine să îngrijească de tot imperiul. Fiecare se lăuda ce frumoasă e floarea lui, cât de înalt a crescut. Și în ziua examinării vine unul cu ghiveciul gol. Și toți se uitau la el, bă, pe tine ce vrei să te pună? Slugă? La rege? Și l-a zis, eu am pus sămânța și mama m-a ajutat, nu a crescut nimic în ghiveciul meu. Și regele l-a desemnat drept succesor, pentru că le-a spus, voi toți sunteți niște falși, eu v-am dat semințe fierte, n-avea ce să răsară. Dacă voi sunteți falși de la început, credeți că apoi veți fi mai adevărați? Dar pe noi nu ne examinează un rege pământesc, ne examinează Dumnezeu să ne ia cu el în cer. O, dacă suntem falși în fața lui unde se vede totul, ce am câștigat? Am pierdut totul. Vreau acum să ne oprim în partea a doua, aplicativă a acestei lecțiuni și să observăm că sinceritatea cere o trăire în lumină. Așa că toți oamenii ar vrea ca alții să fie sinceri cu ei. Când a avut Samuel o descoperire,
I-a zis Eli, să nu mi-ascunzi nimic. Dar noi suntem sinceri cu alții? Se întâmplă și faptul, situația în care sinceritatea trece drept nesinceritate. Fiți liniștiți când cineva nu vă crede, a spus adevăr. În primul rând, rețineți, aici la partea aplicativă, sinceritatea este absolut obligatorie într-o relație bună cu Domnul în vederea mântuirii. Citesc Isaia, capitolul 33. De la versetul 14 pune câteva întrebări. Cine din noi va putea să rămână lângă un foc mistuitor? Cine din noi va putea să rămână lângă niște flăcări veșnice? Cel ce umblă în neprihănire. Și a doua pe listă. Și vorbește fără vicleșug. Vă amintiți de luările de cuvânt ale prietenilor lui Iov? Erau curați la suflet? Spuneau minciuni și se lapere pe Dumnezeu. N-avea Dumnezeu nevoie. În final a luat Elihu cuvântul. Și știți ce a zis? Vă citesc din Iov, capitolul 32, referitor la sinceritate, versul 20. Voi vorbi deci ca să răsuflu în voi, îmi voi deschide buzele și voi răspunde, nu voi căuta la înfățișare, nu voi linguși pe nimeni, căci nu știu să lingușesc. Nu e obișnuia una ca asta. De ce? Într-o clipă m-ar lua ziditorul meu, se temea de Dumnezeu. De aceea scrie în 33:3, cu curăție de inimă voi vorbi, buzele mele vor spune adevărul curat. Amin, fie aceasta valabil și pentru noi. În al doilea rând, cuvintele trebuie să se constituie într-un limbaj înțelept, constructiv, dar în același timp și cu sinceritate. Spune Scriptura în cartea Proverbe, capitolul 8, versetele 7 și 8. Căci gura mea vestește adevărul și buzele mele urăsc minciuna, toate cuvintele gurii mele sunt drepte, sunt cuvintele înțelepciunii. Așa că să nu spună nimeni, eu sunt atât de diplomat încât știu să pun lucrurile, chiar dacă nu folosesc adevărul, urmăresc scopuri bune. E fals. Înțelepciunea n-are nimic neadevărat, nici sucit în ele. Pildele, diferitele figuri de stil literare sunt indicate. Dar dacă ai un gând bun, vă amintiți de Domnul Hristos. El este modelul nostru. Vă citesc din Evanghelie, Marcu, capitolul 4, versetele 33 și 34. Iisus le vestea cuvântul prin multe pilde de felul acesta, după cum erau în stare să-l priceapă. Nu le vorbea deloc fără pildă, dar când era singur la o parte, lămurea ucenicilor săi toate lucrurile. El nu le-a spus în pilde ca să-i inducă în eroare, ci să-i facă să priceapă. Dar sunt unii care sunt așa de pildoși, de nesinceri ce sunt. Nu știu să spună adevărul curat și atunci îl învelesc în mai multe minciuni. Știți când Domnul mergea cu cei doi în drum spre Emaus, Luca 24 cu 28-29, s-a făcut că vrea să meargă mai departe, dar n-a fost nicio minciună în aceste cuvinte. De acolo rezultă doar că Domnul n-a abuzat de prietenia ce s-a deschis între ei și că i-a testat să vadă și-ar dori să intre cu ei sau nu. Sau, spune Scriptura în Ioan capitolul 6, când Domnul avea de gând să înmulțească pâinile. Citesc de la versetul 5. Iisus și-a ridicat ochii, a văzut că o mare gloată vine după el și a zis lui Filip, de unde avem să cumpărăm pâine să hrănim toți oamenii aceștia? Spunea lucrul acesta ca să-l încerce. Deci Domnul nu în nesinceritate, ci doar cu scop pedagogic a spus aceste cuvinte. Și Filip a răspuns ca unul care a gândit ca un om. Așadar, să fim atenți. Ori spunem lucrurile, vorba aceea, că adevărul e golgoluț, ori dacă trebuie să le învelim într-o haină, trebuie să fie o haină curată, frumoasă. S-a dus Natan la David și a spus o pildă, dar cu scop pozitiv. Dar când mai târziu, două capitole după aceea, 2 Samuel 14, trimite Ioab o femeie din Tecoa la David, s-a priceput și aceea să aranjeze lucrurile. Și în final David o întreabă, hai spune, e poveste ce ai zis tu sau e adevărat? Nu cumva e mâna lui Ioab aici? Și ba da, dar și în final nu recunoaște. Ce cât e de adevărat că tu trăiești, atât e de adevărat, știa eu pe cine a trimis. Că sunt
oameni diplomați. E bine să fim călăuziți de Domnul și dacă trebuie să folosim anumite cuvinte, să nu abordăm direct problema, asta să fie numai și numai cu un scop pozitiv, sub nicio formă să înșelăm sau să inducem în eroare sau să ne ascundem. Și aici mă adaug ceva. Mai vin uneori mesaje anonime. Vă dau o temă pentru acasă. Să-mi găsiți în toată Biblia un mesaj de la Domnul anonim. Eu anonimele nu le iau ca a fi oameni serioși. Găsiți-mi în toată Biblia unul care a transmis un mesaj de la Domnul și în coadă a scris anonim. Și ceva nu există în Biblie. Asta există numai în lumea nesincerității. În al treilea rând, tot în mod aplicativ, cum vă spuneam că lângă mesajul verbal trebuie să fie și o ambianță non-verbală care să întărească mesajul. De aceea este foarte important să avem în vedere cum ne prezentăm și cum ne comportăm, chiar cum ne îmbrăcăm. În Galateni 2 scrie că unii dintre bunii credincioși s-au lăsat cuprinși în lațul fățărniciei. Și când s-au prezentat iudeii, să te-au pus la o parte cu ei, să fim curați. Pentru că nu cumva să ne prindă aceste forme de ispite. Repet, modelul Domnului este desăvârșit. Despre el scrie 2 Petru 2 cu 22, reluând ce a scris în Isaia, în gura lui nu s-a găsit vicleșug. Doamne, ajută-ne așa să ne comportăm și noi. Amin. Aș mai menționa ceva despre înscrisurile oficiale sau neoficiale. Știți că în Vechiul Testament oamenii obișnuiau să jure. De exemplu, cartea Genesa e plină de jurăminte. Se înțelege Abimelec cu Avram și zice, jurăm. Le-au jurat căpetenile gabaoniților, n-au mai putut să schimbe. Jurămintele erau în raporturile dintre oameni. Juruințele erau în raportul oameni-Dumnezeu. Ce a fost închinat Domnului prin juruință nu se mai putea schimba prin nicio formă. Amintiți-vă de fica lui Iefta, de juruința lui. Vedeți ce valoare are un cuvânt? L-ai spus? Trebuia să fii sincer când ai spus și dacă l-ai spus, nu mai poți să-l iei înapoi sub nicio formă. Singura abatere, amendament de la legea juruințelor era în cazul femeilor când tatăl sau respectiv soțul putea să anuleze. Dacă și legea mezilor și perșilor nu permitea abatere, dar un cuvânt dat înaintea lui Dumnezeu. În ce privește situația Noului Testament, citesc Matei 5, nu mai avem voie să jurăm. M-am auzit pe unii spunând, așa ca să dea impresia că sunt sinceri, pe cuvântul meu, ba unii și mai sfinți spun, în numele Domnului, frate, spun. Nu lua tu numele Domnului ca să justifici sinceritatea. Spune simplu da sau nu, că ce trece peste aceasta vine de la cer rău. Și dacă ești un om sincer și curat, nu ți se va întâmpla niciodată ca în povestea aceea cu lupul și cu oile. Dacă n-ai mințit, nu se pune problema. Oamenii te vor crede pe cuvânt. Dar trebuie să fim foarte atenți în lumea asta pentru că este multă înșelăciune. Mă amintesc că stăteam o dată la rând la cartea funciară și am zis, Doamne, dar nu se poate mai repede să învârși hârtiile alea. Să uite la mine și spune, Domnule, crezi că eu n-aș vrea să termin? Că trebuie să stau peste program. Dar aproape fiecare om are ceva de ascuns. Și am tăcut din gură. Dar avem de a face cu oameni care nu sunt sinceri, care nu sunt curați. Și încă un ultim aspect, sinceritatea tăcerii. Dați-mi voie să citesc un scurt decalog a tăcerii, 10 puncte. Taci dacă nu ai de spus ceva valoros. 2. Taci atunci când ai vorbit destul. 3. Taci până când îți vine rândul să vorbești. 4. Taci atunci când ești provocat. 5. Taci când ești nervos și iritat. 6. Taci când intri în biserică, pentru ca Dumnezeu să-ți poată vorbi. 7. Taci când pleci de la biserică, pentru ca Duhul Sfânt să poată imprima în mintea ta lucrurile pe care le-ai auzit. 8. Taci când ești ispitit să bârfești. 9. Taci când ești ispitit să critici. 10. Taci cât ai timp să gândești înainte de a vorbi. În ce privește sinceritatea tăcerii, trebuie să învățăm de la Dumnezeu cel care practică principiul tainei.
Nu înseamnă să fii sincer, să spui tot la toți. Lui Dumnezeu i-a plăcut să se descopere prorocilor. Și scrie în Amos 3:7 că nu face nimic fără să descopere la vreun proroc. Și totuși păstrează multe taine. Abia Apocalipsa ne spune că într-o zi se va sfârși cu tainele referitor la mântuirea noastră. Dar eu citesc referitor la relațiile dintre noi oamenii, Proverbe 25. A fi sincer nu înseamnă a fi gură spartă, să spui tot. Spune aici, în 25:9, apără spricina împotriva aproapelui, dar nu da pe față taina altuia. Spui ceea ce te privește cu sinceritate, dar sunt lucruri pe care nu poți să le spui. Aici vi-l dau ca exemplu pe Elisei. Știți ce a repetat el? Știu și eu, dar tăceți. Adică nu trebuie să spui, dar nu trebuie să minți, să spui că nu știi. Frate, nu-i de spus. Se întâmplă uneori, vine cineva să-și ceară bani împrumut și dacă nu ai călăuzire de la Duhul Sfânt ca să spun în ceasul acela ce trebuie să spui, cel mai simplu și mai românește să spui, n-am, dar tu știi că ai. Ai fost sincer? Dar nu trebuia să-i dai detalii. Apropo, avis surorilor, care sunteți mai analitici, că spunând multe, ori sunteți prea sincere, ori, să nu zic altfel, mințiți. Dar asta se poate întâmpla și la bărbați dacă nu suntem atenți. Și tot legat de tăcere, să știți că și o tăcere tip muțenie nu înseamnă sinceritate. 2 Samuel 13:22. Absalom n-a vorbit nici bine, nici rău cu Amnon. Și 2 ani de zile a copt în el. Tăcere nu înseamnă neapărat sinceritate. Poate tace fiindcă ceva bun nu vrea să spună, n-are pe inimă, dar nu se poate exprima răutatea lui. Când i-a blocat Domnul câteva întrebări sau în câteva situații pe farisei, știți ce? Au răspuns. N-au răspuns. Tăceau. S-au zis că nu știu de unde vine botezul. Nu știau? Știau. Dar nu voiau și nu puteau să fie sinceri. Și încă ceva legat de tăcere. Scrie în 2 Împărați 7 că leproșii s-au dus în tabăra sirienilor și au văzut că sunt provizii și știau că în cetate oamenii mor de foame. Și scrie în versetul 9, asta e o zi de veste bună, dacă tăcem ne facem vinovați. Dacă ai aflat că undeva e servici sau se găsesc undeva alimente ieftine, tu te spune la fratele tău, fii sincer. Tăcând, nu faci bine. Ești vinovat, e o formă ascunsă de ură, pentru că nesinceritatea cu asta are de-a face. Și închei cu 2 idei scurte, 1 Timotei 1:5. Spune Apostolul Pavel, adresându-se colaboratorului său, ținta poruncii este dragoste, care vine dintr-o inimă curată, ce am învățat noi lecția întâi. Și dacă n-ajungi la dragoste, ești pocăit pe degeaba, nu vezi raiul. Dar pentru asta trebuie conștiință curată și mai trebuie ceva. Credință neprefăcută. Adică în tot ceea ce ești fals, în exprimarea ta, pentru că și credința e aceea care se declară, e declarația supremă, lângă care se atașează toate cuvintele noastre. Dumnezeu vrea să ne ducă spre un mediu de dragoste sfânt. Doamne, ajută-ne! Așadar, se impune sfatul înțeleptului, Proverbe 4, versetele 23 și 24. Eu personal discutam cu băieții mei pe parcursul acestor lecții, vreau să intru ca într-o reciclare sfântă înaintea Domnului și cine vrea să o facă, să se asocieze. Spune Scriptura aici, păzește-ți inima mai mult decât orice. Și acum studiem întrebări pentru inimă, acolo în interior. Căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Amin? Că spunea Domnul Luca 12:1, mai întâi, adică asta e foarte important, e primordial. Păziți-vă de aluatul fariseilor care este fățărnicia. Doamne ajută-ne să fim curați în conștiință și curați pe buze. Și restul, când se curățește vasul pe dinăuntru în afară, nu durează mult. Amin.